Sâmbătă, la Berevoiești, echipa locală Gloria primește vizita formației Young Boys Slobozia într-un joc din cadrul etapei a 10-a din campionatul județean de fotbal Liga a 4-a. Departe de forma excelentă din ediția trecută de campionat, Gloria Berevoiești mai mult a dezamăgit în acest tur, având evoluții oscilante, mai ales în jocurile disputate în deplasare. Pe teren propriu însă, galben-negri nu au pierdut decât o singură partidă în debutul campionatului 1-3 în fața actualului lider Unirea Bascov. La fel și oaspeții de sâmbătă, Young Boys Slobozia, au cunoscut pe propria piele forța echipei din Bascov. Etapa trecută, formația pregătită de Alin Chița s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor din Slobozia, iar confruntarea de sâmbătă de la Berevoiești va pune față în față formațiile perdante în confruntările directe cu Unirea Bascov. Gloria are de partea ei terenul cât și proprii suporteri, iar o victorie în fața celor din Slobozia ar urca formația gazdă până la mijlocul clasamentului, având în vedere că au două jocuri mai puțin disputate. Celelalte partide din cadrul etapei a 10-a care se vor disputa sâmbătă sunt următoarele. Liga a 4-a, etapa a 10-a, ASE Micești 2002, CS Atletic Bradu 2, ASE Vulturii Priboieni, ASE Poiana Lacului, CS Albăta 2012, ASE Victoria Buzoiești, CS Delere Pitești, CS Steaua Roșie Slobozia, ACS Gloria Berevoiești, ASE Young Boys Slobozia, ACS Unirea Bascov, CS Rucăr, CS Sporting Pitești, ASE Olimpia Suseni, ACS Basarabi Curtea de Argeș, ASE Viitorul Ștefănești 2007.